Salutare, oameni buni! Eu sunt Remus și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vreau să vorbim despre recunoștință, despre ce sunt eu recunoscător, pentru ce sunt eu recunoscător. Mă puteți urmări și pe Instagram, Remus_Boroiu. Ideea este în felul următor. Mi-a venit această idee cu acest vlog în urma faptului că am avut o noapte în care m-am trezit la ora 3:30 AM. În mijlocul nopții m-am trezit pentru că cu o zi înainte am avut un schimb de replici cu un prieten și lucrurile care s-au spus acolo m-au măcinat, m-au făcut să mă gândesc la mine și să-mi analizez foarte bine comportamentul, să văd dacă este adevărat ceea ce mi se reproșează. Ei bine, asta a dus la o noapte dormită pe jumătate. Am preferat decât să stau în pat și să mă chinui cu gândurile. Am preferat să mă ridic din pat, să merg să citesc. Am citit de la 3:30 până la 5:30 dimineața. La 5:30 am ieșit pe terasă și am văzut răsăritul. Deja pe la 5:30 după citit mă liniștisem, nu mai aveam nicio problemă, dar după ce am văzut răsăritul, cam 20 de minute am stat și m-am uitat la răsărit, mă simțeam cu totul și cu totul vindecat, nu mai aveam absolut nicio problemă. Ba mai mult decât atât, îmi era și somn, cu toate că lumina și energia unei noi zile mă energiza, în același timp calmul și liniștea care se așternuse în sufletul meu îmi dădea liniște și doream să dorm. Și am mers să dorm după ce am văzut răsăritul, deci am mers să dorm undeva pe la ora 6. Bineînțeles, m-am trezit undeva la ora 9, deci în total am dormit vreo 6-7 ore. Ce vreau să împărtășesc cu voi este faptul că eu în dimineața aceea, că nu este această dimineață, în dimineața aceea m-am gândit să fac acest vlog despre recunoștință, despre cum să te vindeci și cum să simți că sunt mai multe lucruri bune în viața ta decât rele. Pentru că noi avem tendința ca oameni să gândim că poate ce mi se întâmplă nouă e tragic, e nasol, nimeni nu mai pățește așa ceva, de ce mie, cum se poate așa ceva. Ei bine, noi toți avem probleme, dar în același timp noi toți avem foarte multe motive să fim bucuroși și fericiți în fiecare zi. Iar eu în dimineața aceea asta am făcut, m-am gândit la toate motivele pentru care sunt eu recunoscător azi, în momentul ăsta și sunt recunoscător pentru că sunt sănătos. Sunt recunoscător pentru că am părinții sănătoși. Sunt recunoscător pentru că părinții mei nu sunt panicați cu coronavirus și alte nebunii. Sunt norocos că familia mea este prezentă în viața mea. Sunt norocos că am o iubită care mă înțelege și care e deschisă și care vibrează pe aceeași lungime de undă cu mine. Sunt, apreciez și mă simt norocos pentru faptul că fac ceea ce îmi place și pun suflet. Fac un lucru care îmi place, e pasiunea mea și câștig și bani din asta, și anume fitness-ul, antrenamentele online, influencing-ul, healthy lifestyle coach, toate lucrurile astea îmbinate, YouTube, faptul că vorbesc cu voi acum. Toate lucrurile astea sunt ceea ce mă reprezintă pe mine, o parte din ceea ce vreau eu să fac și să dau lumii înapoi. Ei bine, sunt recunoscător pentru toate lucrurile astea pentru că acum câțiva ani visam să se întâmple lucrurile astea și chiar eu eram cel care spuneam că e prea frumos să fie adevărat. Nu cred că este posibil în România să ajungi să câștigi bani din lucrurile astea. Știam că în afară se pot face, doar că nu credeam că în curând în România. Dar uite, a venit momentul în care se pot face bani în România și din Instagram și din YouTube
și din antrenamente online, și din nutriție, și din speaker motivațional, și din ce vreți voi. Ei bine, ideea este să fii recunoscător pentru toate lucrurile astea. Sunt recunoscător pentru mașina pe care o conduc, sunt recunoscător pentru banii pe care îi fac, sunt recunoscător chiar și pentru faptul că m-am certat cu prietenul meu, pentru că asta a dus la acest vlog și la a împărtăși aceste idei cu voi. Sunt recunoscător și pentru lucrurile rele din viața mea, rele pe care le considerăm noi rele sau le consider eu rele, pentru că, din punctul meu de vedere, rău în viața noastră nu este nimic. Sunt lucruri care pur și simplu trebuie să se întâmple și să experimentăm. Fie că ne plac, fie că nu, noi experimentăm și învățăm lucruri din asta. Dacă eu nu mă certam, nu ajungeam în punctul acesta aici. Dacă eu nu făceam greșelile pe care le-am făcut în pregătirile mele, n-aș fi învățat lucrurile pe care le știu astăzi despre nutriție, despre antrenament. Dacă nu mă accidentam la articulațiile astea, n-aș fi știut cine și ce oameni pot vindeca lucrurile astea, ce exerciții pot vindeca, ce exerciții n-ar trebui să faci ca să nu ajungi. Deci, practic, eu sunt recunoscător pentru tot ce se întâmplă în viața mea, pentru mâncarea pe care o mănânc, pentru mâncarea gustoasă pe care o descoper zi de zi, pentru faptul că am posibilitatea să vizitez foarte multe țări. Pentru absolut toți sunt recunoscători și sunt sigur că și tu ai motive foarte multe de a fi recunoscător. Poți fi recunoscător doar pentru simplu fapt că te-ai trezit dimineața, că ai deschis ochii. Sunt foarte mulți oameni care nu mai deschid ochii dimineața, care se trezesc și sunt bolnavi, care nu pot merge, care nu aud, care nu văd, care nu se pot antrena, care nu pot face multe lucruri pe care tu le poți face. Așa că fii recunoscător pentru tot ceea ce ai și în momentul ăla vei simți o stare de bine în tine care te va motiva să faci lucruri mărețe. În continuare o să vedeți răsăritul, așadar răsăritul și câteva mese din viața mea, câteva lucruri simple care mă fac pe mine fericit. Într-o zi normală din viața mea, așa că dacă v-a plăcut mesajul, dacă l-ați simțit, dacă știți pe cineva care are nevoie de această susținere, de acest mesaj, de această energie pozitivă, like, subscribe și toate cele. V-am pupat! La revedere! Azi m-am trezit la ora 3:30 dimineața și am citit până la ora 5:30. Dimineața, când se întâmplă acest miracol. Așa arată începutul ăsta de răsărit. Pe cameră arată într-un fel, dar el arată și mai și. Și nu sunt supărat că n-am avut somn. Sunt recunoscător pentru clipele astea unice pe care îl trăiesc acum și sper ca cineva care vede acest clip să simtă același lucru. 20 de minute mai târziu, cerul e în flăcări. E superb, absolut superb. Încep să mă gândesc serios să-mi fac un obicei în a vedea evenimentul ăsta zilnic sau cât mai des. Anunță o zi înnorată azi, cu ploaie, dar momentan avem asta. Uite cine a venit să-mi țină companie. Ce faci, mă, pisicule, mă? Ce faci, mă, tati, mă? Nu curge. Îi fugi, mă? Ce prost, mă.
pisul. Ce faci? Bă, nu spune că tu vrei să sar de acolo. Au anunțat bine ăștia că o să rupă pe ploaie azi. Dar ne bucurăm în continuare. Gata, acum termin. Stop. Oh, frână. Avem aici un mix de legume congelate. Oh, ce aburează. Mazăre, fasole galbenă, morcov. Ce mai avem? Asta, varză de Bruxelles. Asta mică și rotundă de aici. Și multă verdeață deasupra. Pătrunjel, pe uștean și usturoi. Și brocoli. Și brocoli. Cam așa arată. E absolut demențial. Foarte gustos. Vine apă în gură, abia aștept să mănânc. Și nu mai vorbesc de sănătate. 100%. Green. Everything is green. Suntem recunoscători și pentru această mâncare. Doamne ajută! Azi mi-am făcut clăte proteice. Am poftă de clătite. Pe care o să le combin cu banană și cu... Aici mi-am făcut fructe de pădure. Blenderite frumos. Cu un pic de pudră proteică. Absolut delicios. Ia să vedem. Vedem ce gust au. Când văd pătrățele, mulți oameni au impresia: a, dar tu nu mănânci. Nu mănânci, tu te înfometezi. Eu mă înfometez? Eu cred că mănânc într-o zi cât mănânci într-o săptămână. Bine, atunci înseamnă că tu nu mănânci dulce. Depinde ce înseamnă dulce. Dacă fructe, clătite proteice. Nu sunt dulci? Atunci nu mănânc dulce. Dar eu mănânc dulce. Doar că aleg să mănânc dulcele sănătos. Nu dulcele gata de vânzare din vitrină. Mai fi leneș și pregătește-ți acasă dulcele. Fă și sport și uite, o să poți să ai și clătite și pătrățele. Ce zici de asta? Elena asta? E mai mare, nu? Avem humus făcut în casă cu sparanghel. Mamă, bune. Absolut genial. Iar salata este cu de toate. Frunze, porumb, legume. Ai mai pus ceva în afară de porumb? Nu. Gen fasole sau ceva? Nu. Cred că îmi pun și o fasole. Genial. Să avem poftă. Haideți să vă spun secretul. Deci humusul, în afară de năut, pasă de susan, usturoi, lămâie, s-a pus spanac, frunze de spanac în el, de-aia e un pic verzui. Și cel mai important, s-a pus chimen măcinat. Deci ce aromă dă chimenul ăsta, s-a terminat. E din alt film, chimen, e genial. Încercați și anunțați-mă. Și dacă aveți poftă de ceva, pâine sau orez expandat sau orice cronțănele pe care să puneți humusul, aceasta este țelină, tăiată subțire.